Reprezentanții fermierilor din Maramureș și specialiștii din agricultură au fost așteptați astăzi la Palatul Administrativ din Baia Mare la ședința de lucru a Comitetului de Coordonare și Administrare Agricolă. Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe teme de interes, iar unele noutăți au fost aduse chiar de la Ministerul Agriculturii. Cu această ocazie a fost invitat și un reprezentant al domnului ministru, în persoana domnului consilier Secară Dorel, care a venit la această ședință a CCA-ului împreună cu reprezentanți ai asociațiilor de profil din agricultură, a grupurilor de producători, a galurilor, deci reprezentanți ai celor care desfășoară activități economice în agricultură de la noi din județ, în ce privește să se informeze despre programele și problemele organizatorice ale Ministerului Agriculturii, ale instituțiilor de concentrate de la nivel teritorial, cât și alte probleme care se vor ivi în discuțiile avute cu participanții. Noi considerăm că prezența fermierilor la dezbaterile legate de agricultură sunt absolut necesare. Informațiile pe care le voi aduce sunt mai multe, dar cele mai importante fac referire la faptul că noi dorim o reorganizare a administrației agricole în țară. Adică noi vrem să înființăm camerele agricole. Vom veni cu informații referitoare la plățile directe din pilonul 1, la banii care se vor dirija înspre proiecte de climă și mediu, anumite noutăți legate de APIA, de ceea ce fermierul trebuie să dovedească la APIA. Un mod nou de abordare din partea consilierilor miniștilor și mă bucur mult că l-am pe colegul nostru consilier al domnului ministru Adrian Oros și care a început acest periplu de întâlniri în toate județele din țară. Și Maramureș este printre primele. Au fost doar 3 județe în fața Maramureșului și am ținut în mod deosebit ca să facem această întâlnire aici. Chiar l-am rugat să o programeze cât de repede, pentru că fermierii vor să afle care este gândirea și ce noutăți și ce ne paște, în special pe viitoarea etapă de programare financiară, care este foarte, foarte nebuloasă la ora actuală. Discuțiile pe teme de agricultură de la Palatul Administrativ din Baia Mare s-au întins pe durata mai multor ore, interval în care și reprezentanții fermierilor au avut posibilitatea să amintească problemele cu care se confruntă și să facă propuneri.